Salutare și bine v-am regăsit! În momentul în care decidem să adoptăm un câine, nu? Să aducem un câine în casa noastră, fie puiuț, fie adult, trebuie să realizăm că nu apare o jucărie, ci un nou membru în familie. Totul vine automat cu multe responsabilități, iar noi trebuie să fim pregătiți să adaptăm casa, să adaptăm casa nevoilor câinelui. Despre startul corect la apariția unui cățel în viața noastră vorbim așadar astăzi, iar invitații mei sunt specialiști în comportament și psihologie canină, Iulia și Mihai Tatarjenski. Bine ați revenit, dragilor! Bine v-am regăsit! Salutare. Ați adus niște păpuși de pluș sau niște, ei mișcă? Niște preșuri. Da. Sunt niște blănuri. Ne-a ridicat cap. Da. Oh, puturosul ăsta cine? Îl cheamă Fuku. Fuki. Fuki. Akitainu, 7 ani. Akitainu cu păr. Exact. Și a venit să doarmă în emisiunea asta. Da. Fuku. Și pe ea, adune aminte cum o cheamă. Ea este, exact, ea este Vania. Vania. Da. Uncheșa Vania, așa. Mătușa Vania. Și este Bulmastif. Bulmastif, da, exact. De emisiunile exact, de înapoi, da. Exact, exact. Dar era foarte cumințică, e puiuță. Are... E, are 13 luni acum, deci un an și o lună. E adolescentă sau exact, cum? Exact, exact. M-am vedeam cum să joacă, ăsta are vreo 7, ai zis. Da. El se apropie de seniorat. Oh, da, da. Are o față foarte, zici că e sculat în beție, așa arată, cu părul ăla. Grumpy old man. Exact. Cum l-a primit Fuki pe Vania? Cum a primit-o el pe ea? Da, el a primit-o foarte bine pentru că introducerea a fost făcută așa cum ar trebui făcută. Și anume, ei au interacționat în primul rând la început pe lesă, mirosindu-se unul pe celălalt, la spate, așa cum este politicos în lumea canină. Au da? Interacționat? Pe lesă, adică ținuți... În lesă, dar fără tensiune, adică ghidați să se miroase la spate, unul pe celălalt să nu se ducă buluc unul peste altul și apoi coexistat fără să se agite foarte tare unul pe lângă celălalt, adică un pic controlate lucrurile ca să fie cu calm. Tu spuneai data trecută că e foarte important să... Că e o rasă, de vorbesc de ăsta mic, de Bulmastif, de Vania, da. Bulmastif, că e o rasă foarte ușor de dresat. Dacă ești calm și stăpân pe tine și cu tare. De chestia asta vreau să... Băi, zic, dacă omul e calm și așa, poți să-l controlezi foarte frumos. Că e un cățel care vrea să te mulțumească. Exact, exact. Ăsta, Akita, Akita e mai... Da, te vezi că auzit. Zic, cum e cu Akita? Că ăștia mai așa. Păi proverbul japonez spune că să fii un luptător bun, să nu acționezi pe teamă sau reacție de frică, cumva. Și atunci tot prin calm. Chiar dacă el este o fire mai autoritară, dominantă, sigură pe sine, nu trebuie să mergem tot în aceeași măsură. Și atunci tot calmul ajută foarte mult în ghidaj, în a-l ajuta să-i comunici ceea ce vrei de la el. Nu este un câine recomandat pentru primul posesor. Să pun primul de câine. Da, să fie primul câine. Da, da. Da. Și atunci ar fi bine să avem un câine ușor adaptabil la nevoile noastre ale omului și poate al doilea, al treilea ar fi da indicat. De departe este un câine foarte loial și foarte bun. Dar trebuie să-l cunoști. Da, cum alegem câinele potrivit? Nu? Că nu știm, rasă, talie. Bă, aș vrea un câine, mie îmi plac, vreau. Dar nu știu ce, știi că e chestia asta. Voi ați știut... Chitit, am vrut de mic să am elefant. Dar nu știi, dar vrei un cățel. Noi ne-am faci făcut, un test? Ce? Noi ne-am făcut un research, o cercetare, practic, pe ceea ce vrem. Da, așa, cu genetică. Așa, da. Așa? Nu, dar noi, evident că am știut ce avem de făcut, însă, într-adevăr, omul tipic nu... știe mai mult decât o imagine poate sau că i-ar plăcea ceva sau să aibă câine, pur și simplu nici nu contează de care. Dar este recomandat să se lucreze cu un specialist în alegerea câinelui, chiar dacă e un pic mai atipic și la noi nu se obișnuiește așa ceva. Da, da. Nu se obișnuiește neapărat asta, dar e recomandat să colaborezi cu un specialist. Acela te poate ajuta. Cu tine, cu voi. Și ce spui tu? Ce-mi spui tu mie? Practic, noi o să analizăm stilul vostru de viață, da, al familiei. Te bagi în familia mea, stilul meu de viață, și eu trebuie să spun ca la psiholog. Ar fi bine. Ar fi bine. Ca la popă. Da, ca la părinte. Deci e o chestie de, băi, deschide-te puțin să vreau să-ți alegi un câine compatibil. Și atunci omul să vorbească despre
cât de activ e, dar la modul real, nu mi-ar plăcea să alerg în fiecare zi. Dacă chiar alergi în fiecare stau zi. Stau ca un prost la birou. Exact. Sau dacă chiar nu-ți place, poate ești o fire pur și simplu care îi place să relaxeze pe canapea la un film în fiecare seară. Și e ok și asta. Ia-ți dar telefon atunci. Poți să-ți iei și un câine, să zicem, și în situația asta, dar trebuie ales foarte atent ca să nu fie o rasă foarte activă sau să nu fie un individ foarte activ, că poate nu vrei un câine de rasă, poate vrei să adopți din adăpost. Dar tot trebuie să găsești un individ care este potrivit. Nu puteți să-i spuneți, băi, nu mai sta ca fraierul toată ziua, ia-ți un câine că o să schimbe viața. Nu, serios vorbesc. Noi sugerăm. Este? Noi sugerăm. Un câine poate să schimbe viața, nu? Asta în măsura în care îl iubești. Exact. Doar că iubirea este diferită de la caz la caz și noi trebuie să înțelegem, în primul rând, noi ca oameni trebuie să înțelegem ce înseamnă iubire pentru ei, nu iubire pentru mine. Și aici e un pic cam egoistă situația. Și noi, ca specialiști, intrăm în casa ta și încercăm să te cunoaștem cât de bine ne lași tu să te cunoaștem și atunci venim cu niște soluții fiabile și sănătoase pentru tine în relația cu viitorul tău câine. Atât, vă duceți la el acasă, discutați și altceva? Practic mergem, stabilim ce mergeți fel să vedeți câini sau? Da, mergem împreună și cu omul, evident. Depinde ce vrea. Dacă vrea un câine cu pedigree să meargă la expoziții cu el și așa mai departe. Sau și să se asigure că este sănătos din perspectiva rasei aleasă. Sau vrea un câine din adăpost ca să salveze, ca să facă un mai mare bine, ca să spun așa. Oricare din variante, vom merge împreună cu omul să vedem, să analizăm. Nu sunteți părtinitorii, doar obiectiv îi prezentați. Este, depinde de ce își dorește omul. Dar noi îi punem și în vedere că dacă își dorește, de exemplu, o rasă de pază, va trebui să fie conștient că acea rasă poate să aibă o genetică ce îi scoate la suprafață fix trăsăturile de pază și atunci nu poate să se aștepte să fie prietenos cu toată lumea ca un labrador, de exemplu. Da? Da. Sau dacă vrea o rasă care adună oi. Mai greu să o împlinești pe fizic, da? Pe exercițiu fizic și așa mai departe. Da? Ne-am hotărât, da? Am luat cățelul. Cum îl acomodez cu noua casă? Păi foarte simplu. Cum a venit și Vania la noi acum niște timp, un 8 luni de zile, cu ajutorul Lesei te ghidez, îți comunic. Cu Lesa. Da. Comunicarea este foarte simplă pentru casă, câine. Adică să-ți, ar fi indicat. Cum îți comunică pe Lesa, măi? Păi eu îi comunic. Hai după mine. Vino vorbești după cu Lesa. Mine. Al doilea. Exact. Da? Este o formă foarte ușor de comunicare între noi și câine. Simți la mână? Sau la... El știe, câinele știe când simte un pic de presiune, urmează, se lasă ghidat. Aha. Și atunci este foarte ușor ca la început, primele 2-3 zile, să-l ghidezi prin zonele în care are acces sau poate unde nu are acces. Ea, de exemplu, ea a înțeles foarte bine din prima, este un câine foarte ușor dresabil, cum spuneam mai devreme. Da. Și atunci este bine să-i comunici pe înțelesul lui. Pentru că tipicul ce face omul, aduce câinele acasă și dă foarte multă libertate. Câinele se obișnuiește cu foarte multă libertate și ulterior poate omul vrea să implementeze niște reguli și o să fie confuz. Da, poți să implementezi reguli și la papi, la cățeluș? Este indicat să implementăm reguli. Păi și adică animalul înțelege că ei sunt așa tot timpul. Dacă există o consecvență și noi asta învățăm oamenii în momentul aducerii cățelului acasă. Și faci un regret așa, să uiți la tine. Exact. Și e greu și ne-am emoționat și nu mai și putem. Ce am făcut? Cum rezistăm șantajul emoțional? Nu știu că să zic șantajele ei, de fapt, sunt animale oportuniste. Sunt adică niște porci mici, lasă că știm noi. Ei profită de orice pot să profite, că așa sunt animalele în general. Da. Să supraviețuiască. Exact, exact. Și atunci noi trebuie să fim conștienți de asta și să înțelegem. Să ne înțelegem pe noi și emoțiile noastre, în primul rând, și să știm de ce ne muiem la ochișorilor cerșetori, da? Și după aia, evident, să fim un pic pe poziție și să fim consecvenți în ce le cerem, că atâta este. E vorba de consecvență. Da, dacă să se fixeze și să... Da, dacă plănosul vede că zi de zi sunt aceleași lucruri, adică aceleași lucruri nu ai voie, aceleași lucruri este fain să le faci și așa mai departe. După care se obișnuiește și nu mai face că o să primească oricum. Exact. Iar îmi zice, e pe reflect, da. Exact. Da, dar tot e o muncă continuă asta. Este, cel puțin ca și pui, dacă vorbim de pui, este important măcar 6-8 luni să avem o disciplină noi ca oameni cu ei. Da, și apoi lucrurile intră mai ușor în făgaș, poți să fii un pic mai relaxat după și așa mai departe. Dar cum adaptăm, că am zis la început acolo, că să adaptăm casa la nevoile câinilor. Ce să o adapte? Să nu-mi roadă cablu? Îmi trebuie cablu, că vreau net sau unde să-l ascund, ce să fac? Cum adaptăm casa?
Chemăm un carpenter să-mi facă să... Tocmai de aceea noi când venim la tine acasă, înainte să-ți iei câinele... Nu, eu nu vă chem, voi, costurile sunt mult prea mari, că sunteți doi și nu spui, trebuie să schimb bea, după anul acolo, hai să mergem la... Băi, zic, bă, cât mă costă câinele pe jumate, am dat consilier. Luăm câinele de la adăpost, deci deja așa, e mai ieșit, da? Noi, practic, vedem și cam care este... spațiul pe care tu ai, că vorbim de o garsonieră, că vorbim de o casă, nici nu mai contează. Da. Și atunci noi putem deja să-ți sugerăm cam cum ar fi bine să-i așezi culcușul câinelui, că vorbim de o cușcă de apartament pe care el o să o consideri brlog, respectiv o să-ți doarmă foarte liniștit și foarte safe, sau că iei un pătuț foarte cozy pentru el, unde poți să-i pui un bol de apă, unde să se joace și așa mai departe. Și atunci adaptezi un picuț zonele din casă. Trebuie să fie ale lui câteva, adică, exact, nu? Exact. În care el să știe, băi, aici dorm, aici mănânc, aici mă joc, cablul nu-l rod, dar ce pot să rod dacă nu-l rod cablul? Păi o jucărie și jucării și așa mai departe. Și atunci, da, adaptezi un picuț nevoile tale și pentru nevoile lui. Dacă ai foarte multe obiecțele sau nu știu ce, deci mai sus sau ceva, adică te adaptezi puțin, că câinele asta face, el fiind și pui... E recomandat să nu fie lăsat nesupravegheat într-o primă fază, pentru că este ca la copiii mici, adică ei nu știu cum să navigheze interiorul sau exteriorul, nu contează despre care vorbim. Și atunci e normal, și copilul își bagă degetul în priză dacă nu știe care 3 ani și habar n-are ce e o priză. I-am băgat lingurița când eram mic. Corect. La fel și câinele nu știe când ar trebui să roadă cablul de electricitate că se curentează. Nu are de unde să știe. Și atunci este bine să fie supravegheat într-o primă fază, astfel încât să nu intre în bucluc, să spun așa. Oricum, dar asta dacă lucrezi de acasă, dar dacă... te duci la muncă? Mm-hmm. Dacă te duci la muncă, te ajut și de cușca de apartament, cum zicea și mai. Ești singur. Anxietatea aia de separare. Exact. Aici ajută din nou tot acest instrument magic numit cușca. Cușcă. Da. Mi-a zis că, băi, este perfect. Chiar acolo se simte în siguranță. Exact. Pânte cu doi, știi? Da. Și atunci acolo poate să stea relaxat, să știe că acolo este locul lui de siguranță, să roadă un lemn de ros special pentru ei și așa mai departe. Statuia de santal din India. Eventual, da, ca să fie și cu zen. Așa. Și cu Buddha. Exact. Este și de la cu fungul bețigașcă. Asta, nu la ceva aprins pe casă. Da. Și acolo poate să stea câteva ore cel puțin până când vii tu acasă, după care voi tu scoți și... de camere video sau cine zicea, nu? Mm-hmm. Că poți să pui să vezi și să vorbești cu el. E, nu știu dacă să vorbești, dar să comunici. Dacă, de exemplu, se agită, poți să-l calmezi sau la modul ăsta. Nu e bine să-l vorbești dacă el doarme. Că și să zică, duc, cine ăsta? Da, îl confuzezi și mai tare. Exact. Dar după aia când vii, nu trebuie să compensezi cu giugiulel, cu nu știu ce, și cu ieșit afară, cu joacă și cu să vadă cu uite aveai. Dacă se întâmplă de câteva ori, el știe că vii și atunci e sigur. Exact, intră într-o rutină. Câinele, dacă are, asta vreau să mergi și mersi că mi-ai dat exact. Ia oricum să știi că are un simț foarte... al șaselea. Tace din gură și îți dă seama că nu trebuie să... ca mine, eu mai trec peste oameni. Mai... dar ea... voi foarte... asta am observat, mă afară, zic, băi, și eu sunt total diferit. Bun, hai. Dacă noi oferim câinelui o rutină, clar este un câine fericit. Cumva, din punctul ăsta de vedere, multă lume confundă fericirea lui cu fericirea câinelui. Câinele, dacă are o rutină clasică, bă, mă plimbi, mă joci, mănânc, stau cu tine, stau și singur, învăț, sunt un câine fericit. Și atunci, dacă are partea asta de rutină și învață de mic, pe termen lung e destul de simplu. Ziceai că rasa asta e foarte, răspunde foarte bine la mângâieri, la ton bun, dacă face bine, nu? Poate. Majoritatea raselor răspund și ei cunosc și tonurile. Adică și mângâierea e de ajuns să vadă că... Dacă noi asociem un bravo cu ceva fain care vine după, că e mângâiere, că e recompensă, că e jucărie... ceva fain, acel bravo va avea valoare și apoi poate să fie doar bravo cu mângâiere. Exact. Ce cu urechi, corghi, nu? Bun, niște metri, da. Da, de urechi, de șobolan. Și ăsta merge cu limba pe umăr. Îmi fac ea că scot capul de mașină, ia când limba stea cu franței. Da. La muncă, băi, la muncă! Ce mică era, mă! Uite, bă, ce mică era, mă! Asta este o formă de socializare, apropo, și asta ar trebui făcut cu puiul. În primul an de viață, el ar trebui să ajungă oriunde crezi că vei ajunge cu el
pe parcursul vieții tale cu el. A, alături să de el. Cu tine liniștit. Dar că mergi la munte, la mare, la salonul de grooming, la veterinar, la te piață. Te poți duce la prieteni în vizită? E, sigur, chiar se recomandă și prietenii să vină la tine eventual. Da, nu, dar te poți duce cu el în, să știe că vii cu cățelul. Da, adică, da, evident. Și socializare, asta se numește de fapt socializare. Nu atât de mult joacă așa agitație la țarc, ci mai degrabă să duci câinele, să-l incluzi în stilul tău de viață. Ce faci tu? Unde poți să-l iei, să-l iei cu tine și să observe lumea, să exploreze, să știe să stea așa, chiar dacă e într-o altă situație și așa mai departe. Ia uite cum stau. Sarmaua mică și ea l-a luat foarte mult exemplu pe el. Dacă am pisică și bine câine la casă. Noi avem două pisici. Păi și voi aveți două pisici. Asta noi avem două pisici. Sunt învățate, cel puțin cea mare este învățată cu câini de ani de zile. Cea mai mică, pentru că a fost adoptată de un an și un pic, se comportă ca un câine. Mowgli, ca calupul. Fix. Dar și-a intrat foarte bine în coexistare. Ea crede că e câine, dar dai seama. Pisica a înțeles că, virgulă, câinele nu-i face nimic rău și viceversa, câinele a înțeles că nu trebuie să o fugărească, să o alerge și, practic, stau în același apartament, stau poate uneori și același pat și așa mai departe. Dar nu se joacă? Ea cu cel mic, ba da, pentru că sunt de, cumva de aceeași vârstă și fizic, dar și mental. Și atunci... Că ea se joacă diferit pisica, sare, exact. Zgârie, treacă. Se gudură foarte, foarte mult. A, e cu gudura. Da, se gudură foarte mult. Și atunci, dacă am întâlnit aceste două energii, să le spunem, s-au completat foarte, foarte bine. Ce întrebare am? I-am văzut pe ei doi jucându-se. Și asta a început, ea începe, că ei copilul și ăla e ăla, vine mă, hai mă, mai dă una, rămușteapă exact. Aici, exact. Să fie caosă, nu știu, ăsta se amuză, ea e bucuroasă și ăsta se amuză, se uită la ea. Câinele și pisica au același limbaj în a se exprima, același cu body language-ul, cu frecatul, că și lor le place să se frece, să gudure, să și ating când merg în... prin atins, nu știu, adică fiind animale, zic. Sunt animale, din parte din regnul animal, evident, dar sunt specii diferite. Aha. Și atunci limbajul corporal e diferit. Ca și la cai versus deci câini. Deci diferit. Da. Ei între ei, adică, nu? Că noi știm că e diferit. Dar zic, ei cum să înțeleg? Ca animale, cum să înțeleg între ele? Foarte simplu. Toate speciile de animale, inclusiv noi, că și noi facem parte din regnul animal, comunicăm între noi prin energie, practic prin atitudine. Mai mult decât orice altceva și limbaj corporal, care e similar. Păi, eu asta zic, sunt niște chestii... Uite, e cioara cu pisica sau cioara cu cățelul. Da. Știi că sunt pe toate soiul de... E mai mult de atitudine, pentru că dacă, așa cum vorbeam la început, dacă nu există acea parte de frică și atitudinea este una calmă, facem relaxată, ceva, încredere, și da, și așa mai departe, da, se înțeleg pur și simplu pisica că există. Pisica e pisica, ea se mișcă în specific, în da, n-ai exact. Cum, că sare, pisica e acordeon, o lege, o face, nebună, e, bă, căței la fel, poți să... Dar ei se înțeleg pentru că ei comunică și se joacă. Da. Evident. No. Energia din spate, chiar dacă pisica se înfoaie sau merge un picuț mai țanțo, și câinele poate să o simte din ce registru vine. Poate să fie de scandal, în ghilimele de rigoare, sau să vină la modul playful, hai să te alerg un exact. Picuț. Da. Și atunci ei simt foarte bine partea asta pe care noi oamenii nu prea o cunoaștem. Sau ne-am îndepărtat de partea asta de instinctual. Nu ce aminte. Dacă exact. Cățelul, de exemplu, când e puiuț, el se joacă și în țăcăneala lui, e oricum, gura e simt, descoperă și mușcă. Mm-hmm. Au și dinții aia ca scobitorile. Te mușcă pe mână, dar mușcă așa în joacă. Chestia asta se poate schimba într-o chestie nașpă dacă nu e corectată sau cumva, adică te muște să... Da, fiind faptul că vorbim când de... Când crește Rottweiler-ul, te-a capsat, că el se joacă. E un exemplu foarte, foarte sănătos. Ai un pui de Rottweiler sau un Metis, exact. Da? Sau un câine de pază, da? Da. Și în instinctul lui este să muște și atunci nu aș corecta comportamentul respectiv, ci aș arăta ce să muște și cum să muște. Și atunci îi arăți cum și cu ce jucării și cât să se muște. Să știi exact unde să-și... Exact. Și să-și cât să-și dozeze. Exact, da. Să-și ducă direcția asta. Pentru că nu ai cum să scoți dintr-un câine partea asta de mușcat. Este natura lor, foarte practic. Bine că ai spus asta. Da, e natura lor. Băi, este natura lor. Și atunci, al câinelui. Exact. Nu m-a mușcat pe mine de mână că au mă doare, chiar dacă tu capsezi foarte puțin, dar uite aici jucăria și hai deci să ne jucăm împreună. Deci trebuie că încapsează puțin.
Nu chiar. Aici, vezi tu, depinde pe cine întreb. Că dacă mă întreb pe mine, eu unul aș avea o mică situație, nu mă mușca pe mine. Pentru că el nu o să știe dacă pe mine mă mușcă, că îi dau eu voie, după aia vine și la tine. Și poate ție nu-ți place. Aha. Sau poate mâine pe mine noi doi o să avem un copil și nu mai știe. Câinele nu mai face diferența că pe copil nu are voie să muște. Ia chiar să văd asta cum face dacă îl mușc. Exact. Ia. Și atunci nu mușcam mâna, da. Poftim doar cu asta sau doar cu jucările respective ne jucăm. Și aici este foarte bine ca posesorul de câine, stăpânul de câine, să știe să-l redirecționeze în direcția respectivă. Mai e o chestie, tu ai spus așa că ei dacă au încredere, pisica de acasă, de exemplu, că cățelul nu face nimic și cu tare, alți căței poate că nu se comportă la fel sau alte pisici cu... Da, da. Aici noi trasăm niște linii. Adică dacă am un malinois, da, și îl stă cu pisica să pupă și ieși cu el și vede o pisică, se comportă la fel? Lui plac pisicile sau aia e altceva? Nu neapărat. El asociază că pisica respectivă este membru din haita din care face el parte. Și atunci, așa cum dacă ai conviețui cu 7 feluri de animale sub același toate acoperiș, toate sunt o haită în mintea câinelor. Da, da, da. Și atunci nu o să accepte neapărat toate pisicile doar pentru că le acceptă pe acelea din casă. Și trebuie să ai grijă oricum. Trebuie să-i arăți că și cele de afară trebuie lăsate în pace, nu trebuie fugărite. Da. Da, e de un alt trib, lasă-o în pace. Exact, exact. Da. Ignoră. Există o educație, adică pot avea cei 7 ani de acasă, 7 luni sau cât? Da, cei 7 ani de acasă sunt practic primul an de viață al câinelui, să zicem. Da? Că noi îi luăm de la 2 luni, more or less, și avem 10 luni în continuare cu ei până la un an. Da? Și atunci, în acele 10 luni, noi trebuie să le dăm aceste reguli, cum să navigheze lumea noastră, da? Asta ai voie, asta n-ai voie, hai cu mine acolo să vezi ce facem la restaurant, hai cu mine dincolo la vet, nu trebuie să te sperii neapărat, uite că e fun, îi mai dă vetul o recompensă, dar mergem acolo nu doar când avem nevoie să-l înțepe, mergem acolo de 5-6 ore înainte să-l înțepe, ca să vadă că acolo se întâmplă chestii faine, da. Da, nu neapărat doar aia, da? Cu mașina, uite, în mașină este fain, că mergem în locuri faine, nu trebuie să te agiți, să te sperii, să... Ai probleme. Sunt curios, dacă ești tu în mașină acolo și ești calm, nu? Nu toți. Sunt mulți câini care au anxietate de mașină, rău de exemplu, mașină și rău. Rău vine pe fondul anxietății de mașină. Da. Deci nu... Fac altceva pentru că sunt anxioși. Da, foarte puțin câini au rău propriu zis de mișcare. Păi asta o să zic. Mai degrabă este vorba de o agitație pe care o simt în legătură cu mașina și atunci din agitația aia... Și se somatizează cumva, da. Exact. Și atunci, da, cei 7 ani de acasă vin pe fondul expunerilor de genul ăsta, a socializării, a regulilor pe care le stabilim în casă și afară și așa mai departe, da? Auzi, dar mai e o problemă care, ce față are, de șuie, de tot. Mulți nu acceptă, bine, aia care nu acceptă să nu-și ia câine, adică să-și ia nevoile și neamul și le fac... În casă? Da. Nici nu e cazul să le fac în casă. Păi, da, ăștia pui... Dacă noi am stabilit, acum o să merg pe linia asta, dacă noi am stabilit un program, o rutină puiului, nu ar fi accidente în casă. Ea, de exemplu, în viața ei cu noi, a avut, cred că, 2 sau 3 accidente, 2 accidente în casă. În rest, nu a avut niciun accident, în afară de cele 2 menționate. Accident, adică s-a scăpat în casă, da, exact. Undeva. Dar ideea este că... Dar tu știi înainte că vrea să facă? Care semnele? E agitată? Caută? În primul rând, citim cartea. Citim manual de utilizare. Auzi, nu, asta e bună. Citim manualul de utilizare. Asta este genial. Pentru că... După garanție, vezi că sunt limbile alea bzăjești, poloneză, pe care tu nu știi, bănuiesc, nu? Bzăjești, doamne, ce bzăjești, numai bujia oia. Și scrie, mă, într-o limbă. Ia, uitați-l, Barâșnicov. Ce faci, dragă? Se simte bine aici la Digi. Te simți bine la noi? Maimuță, ești ca o maimuță de peșteră. Vai, ce față ai, nu știi care e capul și care... Așa, deci cum știm? Mai, este foarte simplu și merg foarte des către inima omului, pentru că majoritatea stăpânului la primul câine și mai ales vorbind de pui, umanizează foarte mult. Și dacă tot umanizăm, hai să umanizăm până la capăt. Dacă tu îl vezi pe puiul ăsta de câine ca fiind pui de om, hai să ne gândim că tu înainte să faci un copil, te cam documentezi. Hai să ne deși documentăm legat de pui, pentru că asta face și voi, le spuneți. Le recomandăm amândouă. Da, clar. Că procesul de învățare ar fi bine să fie dinainte să vină câinele în casă. Păi da. Și atunci, ok, vine puiul. De la vârsta cutare la vârsta cutare, câinele se poate abține niște ore.
sunt niște bareme de ore, da? Și nu intrăm în detaliu. Și atunci noi le spunem oamenilor, bă, pune, setează-ți ceasul din orele respective să sune alarma. Și duc câinele acolo unde are voie, ghidează. Exact. Bă, să mă duc să-i scot câinele. Da, exact. Și atunci, da, creând partea asta de rutină a câinelui, câinele își dă seama, bă, ok, aici în zona asta, în casa asta, eu aici doar mănânc, mă joc, dar dorm, nu... dar nu fac pișu sau caca. Pișu, caca fac afară. La alții. În alte grădini, dar nu la mine. Așa, da? Era și muța mea. Iar acasă, exact, în grădini nu făceam, sărea gardul și nu știu, pot să ducea, dar la noi nu făcea, că știi, că am văzut-o, ne, deci căutaia e agitată, pisica, așa, știi, bărâns că și câinele la fel. Este fix la fel. Câinele și s-a zgâria pe glicină, zic, nu fac glicină, sărea, și să descurcă ea pe la vecini, acum n-am. Da. Și câinele îți dă semne, pentru că el își caută un loc, dă, exact, un pic de cerc. Și agitat puțin. Exact, primul semnal. Dacă noi ca oameni ținem cont de vârsta puiului și orele la care ar trebui să facă, orientativ, nu neapărat legat de ceas. Dimineața, nu? Nu, depinde de ora. Dimineața până seara, să spunem, să numim așa, da? Da, de funcție de vârstă, da? Îl ghidăm afară și când el ne învață, are niște asocieri, poate și recomanzi stăpânului. Vorbești, pipi, caca, da, când a făcut, în momentul respectiv recompensează-l și asociază o comandă pentru nevoie. Și câinele pe termen lung, auzind acel cuvânt, se duce automat și își face nevoie. Da. Deci se poate și partea asta. Dar cățelul, da, așa e, trebuie să te asumi. Normal. E un cuvânt de greu. E un cuvânt greu. Deci, nu luăm la primul impuls, după poză, după Facebook. În special nu după Facebook. Și să nu ne simțim oamenii iau din vinovăție, în sensul de, uite, puiul ăsta, dacă tu nu-l iei, nu o să-l ia nimeni. Nu picăm în capcane de genul ăsta, pentru că sunt niște manipulare emoțională ca să scape cineva de un cățel și ajungem noi să avem după aia probleme și să ne Sau că l-am găsit și nu știu ce n-are. Nu poți salva toți câinii de pe lume și... Dacă n-avem timp, nu ne luăm cățel. Ca e un cuvânt, bottom line. Da, ai spus-o foarte bine în frază. Mi-a zis producătorul în cască, da, mă rog, exact. E meritul meu. Dacă nu avem timp, da, nu ne luăm un câine și atunci, cum ai prezentat anterior, mai bine o pisică, este mult mai easy din punctul de vedere. Dar este, cum ai spus tu, dacă îl vedem pe stradă și îl adoptăm, este un gest foarte nobil, dar să știi foarte bine la... sau măcar să ții în calcul cuvântul ăsta de asumat. Trebuie să-ți asumi, asta e, na. Bine, acum mai sunt și întâmplări de alea, acum pe final, când trebuie să închidem, în care ți-a nimerit un câine la tine. Da. Cum a fost la mine mâța, s-a nimerit, s-a venit și a rămas acolo. Adică... Și sunt cazuri și sunt menite, universul ți-a spus acel ceva. Vibrează și să... Exact. Acum exact. Îl ajut, normal, dacă ți s-a... a picat în poala ta sub o formă sau alta, dacă nu neapărat înseamnă că trebuie să-l... păstrezi dacă nu crezi că ești pregătit. Exact. Poți să-l ajut să ajungă la altă casă, undeva unde e pregătit. Cum zic unii, te înhami nu pentru o zi, te înhami pe ziua. Eu nu sunt de acord cu cuvântul, mă înham. Dar de ce trebuie să mă înham, să trag la... Nu, tate, suntem împreună. Văibuim împreună, cum zic ăștia. Ai văzut aia cum se zițeau cum? Văibuiau împreună. Ce făceau, mă? Văibuiau, ne-am stricat amândouă limbi, nu mai știm, văibuiau. Deci vibrează, e aceeași chestie. Da, cum ai spus și tu, ai de învățat și tu. Oameni buni, vă mulțumesc din suflet că ați venit cu cele două panarani. Poate vedem și noi pe final, așa. Ia, Fuchi! Cu morning! Băi, dimineața, neața! Așa, vă mulțumesc din suflet că ați venit cu panaramele astea. Da, uite, aia totuși lua de ceva acolo. Și vă mai aștept la o emisiune pentru un alt subiect foarte interesant. Da? Mulțumim frumos! Bun. Așa, noi, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare la ora 13 AHI la Digi Animal Club. Sunt bineveniți și oamenii, adică voi, absolut. Să aveți o după-amiază fabuloasă. Bun! Fuchi. Ce face Fuchi, băi? Păi da, cum vii? Așa. Trebuie să vină el, nu să vină. Da.